Numele arbitrului Colțescu apare în stenograma discuției dintre președintele Rapidului Daniel Niculae și liderul galeriei din Giulești, reținut în dosarul torțelor introduse pe stadion. Stenogramele sunt din 9 martie, ziua derbiului dintre Rapid și FCSB. Anchetatorii l-au interceptat pe Daniel Niculae în timp ce-i comunica liderului galeriei Rapidului că are undă verde să arunce cu torțe și fumigene pe Arena Națională. Am vorbit și cu arbitrul Colțescu și a zis: dați bă cu ce vreți, e declarația lui Niculae aflată la dosar. Președintele Rapidului e cercetat în libertate în timp ce liderul galeriei din Giulești a fost reținut pentru 30 de zile. Nu vreau să cred că și nu vreau să fiu ăla care începe cu teoria conspirației împotriva Rapidului, dar se pare un pic bizar. Cum ai spus, au mai fost 100.000 de meciuri până acum și n-a fost arestat nimeni pentru așa ceva. Să-i dăm niște amenzi sau ceva, în sfârșit.